la de marți, am ieșit cu Piftel la plimbare pe centru, am scos pe centru, vreau să-l duc la grădina zoologică, dar a zis că să vin acasă să-l vadă dacă vor. Da, da. Da. Avem pe Ticu Mic de la Londra cu noi. Mai mi-a dat un scăun. E pe centru. Bella Italia! Și toată lumea. Suntem aici în parcare la NCP în centru, l-am lăsat pe Alin în față. Tocmai îmi reproșa că de ce stă el în față, că iară trebuie să-și pună centura, dar am zis că e pentru siguranța lui. E pentru siguranța lui de aia. Așa e, Alin? Da, da. Siguranța e pe primul loc, am zis. Așa, hai, da. Eu, da, pentru filmarea dați m-am gândit să folosesc un selfie stick. Nu de alta, dar l-am găsit ăsta al lui Alin. Și mi se părea mișto să eu fur. Uite acolo și Alin se uită la mine ciudat, cum încep să vorbesc singur. Zice ceva, Alin. Da. Dar datorită faptului că nu prea am filmat, fiind deja marți seara, nu prea am filmat câteva chestii foarte interesante. Deci eu ți așa ciudat la mine. Pentru că vrei să pari un intelectual. Păi da, sunt un intelectual, am fost pe comunitate. Ia uite-te în buletin ce adresă ai de noastră. Lasă că... am să mă mai persiflez când fac... Bine, lasă, te auzăm în sordire că voi dorim la video-uri. Da, și m-am gândit, datorită faptului că e marți deja și n-am făcut nimic interesant, m-am gândit să caut niște poze și filmări mai vechi din istoria mea, cum s-ar zice, și să vă arăt și vouă, de ce nu? Deci, hai să vedem ce se întâmplă. Pe lângă faptul că noi mâncăm pizza la 10:30 noapte, să vedeți și 20. Și 20 cum arată la noi, ce sunt astea? Oare ce aluaturi? Uite aluatul number 1. Stai așa să schimb. A luat. Deci cam așa ceva să mănâncă pe Anglie. La bună de mi-o dat lacrimile. Chiar mă uitam peste filmările mai vechi ca să aleg ce să vă arăt și vouă, așa, câteva secvențe, știi? Consider eu că ar fi interesant și tocmai am găsit una care nu mă pot răbda să nu... Da, să vedeți și să auziți. Hai mă, bagă-ți odată, da. Că bagă-te, bată Dumnezeu pula în șoferie, mă. Băi, tati, nota 10 pentru asta. De asemenea, joi seara fiind, am dat astăzi niște ture cu motorul până oraș, cu motocicleta. Am prins chestia, camera aia pe cască. Am pus un link în descriere, chiar aici, pentru că am postat videoclipul, fiind două părți, am postat pe al doilea canal de YouTube. Era prea lung ca să-l includ în vlogul ăsta, în filmarea asta. Am atașat acolo, ignorați data și ora, fiindcă nu am updatat, nu am pus la zi ora și data pe cameră, de-aia mi-a arătat că e filmat undeva până în 2016, cred. Și... na. De asemenea, am să pun câteva videoclipuri mai vechi cu mine și de asta e, cum îi zice, din trecutul meu, ca să vedem ce o să fie și hai, vizualizare plăcută. A, da, și câteva manele aici la valoare la scuta. Da. Nu știu cât se vede în cameră, dar e cam, adică 15 grade, ceea ce în Marea Britanie se simte bine. 15 grade în 20 februarie e superb, superb. Și brăduțul, avem brăduț, se vede, se simt super, super mișto. Uite, cam asta e visul meu de pensionari, să mă trezesc dimineața cu cafeluța, să stau relaxat. Viață de viață. ora 12:20 noapte. Grăsuțul nostru a zis că s-a pus la somn, adică Alin. Hai să facem întuneric aici, să urcăm scările, să vedem. Vezi, Tudor? Eu și eu, cum drag mă. L-ai fuchel, l-ai cum dorme el. Ai ce drag mi așa cum dorme, nici nu sporă. Da, bă, și nu dorm pe mult, că am auzit că nu știu ce trezește așa, da. Da. Întreabă-l de ce o zis, nu ți somn, dar du-te sus, du-te sus. Și am zis, dar ce ai cu mine? Și au zis că vrea să-și facă sodomie la laptop jos. Da, oameni sunt. Și nu era normal să plec. Ba da, ba da, ba da. Îți dau acolo să-l miros la... Bă, are dreptate. Are și el dreptate, lui, n-ai ce să... Da. Nu mă bag mare. Spor la treabă. Ora de 1 noaptea, după ce grasul s-a săturat de jocuri, merem cu roverul lui să cumpărăm niște ouă și măsline. Și măsline. Revenim de la Tesco. Deblochează-mi și Miușa, te rog, dacă ești amabil. Mulțumesc frumos, Româna. Ne vedem acolo. Îi trebuie ulei. Avem aici roverul lui Grasu, care s-a prins în bord, care are nevoie de ulei la motor. Și am zis, hai să completăm, că avem niște ulei uzat. Hai, laudă-i! Hai, laudă! Auzi ce-i dă nebunul ăia, că au ridicat-o de pot, străcat-o. Da, de ce? Așa, serios, zici că de 49. De că o să merg. Da, o să merg. Peste un sfert de milă, utilizați banda din stânga pentru a merge pe rampa a 4114 spre Coventry. Asta e ieșirea noastră. Utilizați banda din stânga pentru a merge pe rampa a 4114. Nototică, o chestie care vroiam să o prezint de mult și cu această ocazie să laud o firmă care își respectă serus, care își respectă șoferii. iPad în cabină. Ca atunci când stai, cum deblochez chestia asta? Ah, așa. Când se întâmplă ca să aștepți mult la opa, scuze, la încărcat, la descărcat, cum aștept eu acum cam 3 ore, să ai să ceva cu ce să-ți pierzi timpul, știu, la un film, o muzică, ceva. Hai să vedem dacă și merge. Sincer, pe asta n-am probat, am mai observat că mai sunt câteva camionic, așa ceva. Hai să vedem dacă merge, sincer. Hai mă, fă oarice. Dar cum? Aici oare? Nu. Că nu știu cum... Setări? Ce să aici oare? Settings, Wi-Fi... Mobile data... Mobile data ce asta? Roaming off... Current period... Roaming... Asta... No bine mă, dar păi... Nu vezi că mă bate tehnologia mă... YouTube... Da? Search... Dacă mă bate pe mine tehnologia, deci YouTube.com. Nu mă! YouTube.com search. Da, nu știu sincer cu ce face aia. O să mai butonez, că nu stau să pierd acum, că îi găsesc eu ce să fac pe ea. E duminică de seara, îs la muncă, bineînțeles. Se mai întâmplă și cazuri din astea nefericite să trebuiască să mergem la muncă. Nu prea am filmat foarte multe chestii din aia, gen astăzi dimineața, la mea zi seara, așa, așa, fiindcă nu am făcut foarte multe chestii interesante. Nici nu prea mi-a permis vremea de afară, mă refer la prognoza meteo, cred că zic bine, așa, nu prea am făcut multe chestii, deci nu o să fac un vlog wow, extraordinar de interesant, săptămâna asta mă refer, sper să nu plictisesc audiența, și încă ceva foarte important, o schimbare majoră pe care o să o fac în vlogul ăsta, adică nu chiar în vlogul ăsta, începând cu vlogul următor, cu săptămâna următoare, toate vlogurile mele vor fi în limba engleză, din două motive. Primul motiv, ca făcându-l în limba engleză pot fi înțeles de tot pământul ăsta, fiind cea mai mare limbă de circulație internațională, cea mai răspândită limba de circulație internațională, pot fi înțeles de oricine din orice țară, nu doar de români, cum era până acum vorbind doar în limba română. Ca să pun subtitrare, sincer, durează foarte mult și mi-e foarte leni, așa, sincer. Și doi la mână, cu ocazia asta mai exersez și eu engleza, mi-o mai îmbunătățesc, că na, nu-i limba mea nativă, nu vorbesc perfect. Deci, da, cam astea sunt motivele pentru care am hotărât acum înainte să fac vlogurile toate în limba engleză, așa că sper să iasă ok și ne vedem. Da, 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 hai noroc. E undeva la 2 noapte, duminică 2 noapte, tocmai ce am ajuns acasă de la muncă și m-am gândit că tot așa de dragul vlogului ar fi mișto să-i ascund la Alin mașina, că sunt roverul lui, din contactul, sunt la el în rover și m-am gândit să îl ascund. L-a parcat aici pe stradă aproape din fața casei și eu o să îl mut în spate, o să-l bag în spatele curții, acolo în spatele garajului și să văd mâine dimineața reacția lui când vede că nu-i mașina. Fiindcă o uitat-o decuplată, o uitat-o deschisă mașina, știi? Normal nu fură nimeni, dar tocmai din cauza asta o să zic, băi, ți-a uitat mașina descuiată și ți-o furat-o. Să vedem ce față face. Hai, mă apuc să o bag pe acolo, așa, în spate. Stai că filmez, stai așa. Bun, ok. Acum am ajuns aici în spate, tocmai ce am parcat mașina. De obicei el nu prea vine aici în spate, să vadă, mai ales dimineața. Sunt curios ce o să zic, că s-ar putea, fiindcă el se trezește mai devreme decât mine, s-ar putea să mă trezească din somn, să-mi zică despre mașină, știi? Să mă întrebe, ceea ce nu o să apuc să filmez, dar sper să reușesc ceva ca să iasă mișto. Hai, ne vedem. Da, e luni dimineața. 11 și un sfert dimineața, tocmai mi-am făcut cafeaua și am văzut că grasul e acolo în spate, deja la mașină, deci înseamnă că observa că mașina e acolo, a lui. Sunt curios ce o să-mi zic, așa că o să am telefonul jos ca să nu-și dea că filmez. Dacă mă duc încet încolo. Ah, mi-am lăsat cafeaua. Ia-ți-a, măi! Să-mi duc mașina înapoi în față, puteți de Dumnezeu. Ce? Să-mi duc mașina înapoi în față. Ce mi-a luat locul de parcare, mă? Ce fac? Să-mi duci mașina înapoi. Unde? În față. De ce și-ți duc ați mașina? Dar de ce dracu să te duc, ai dus aici? Eu? Să te facă Dumnezeu că ca să-ți curme găinile. Să mă facă, dar n-am nici lucrat la doua noaptea și-ți muții scorbura. Toată noaptea m-am uitat pe webcam-ul din stradă. Pe ce? Pe webcam. Pe ce webcam-ul, pulii mele, mă? Din casa m-au zis că m-ai pornit-o. Bă. Dar cine a dus aici? Bă, cred că fantomile. Eu n-am ce lucrat când vin rupt în gură de la lucru și îți mut ție mașina, a? Dacă vroiam și ți-o ascund în punct, o băgam pe teren, nu aici. Dacă nu a făcut chiar așa de urât, nu, asta e. A venit cu filmarea? Da. Am vrut să-mi fac o farsă a lui Buzdugancică, dar eu, bandit de fel, vine încoace. Uite-te, să se vadă pe ecran. Da, mi-ai trimis? Da, înainte să ajungi tu la mine. Da. Să-și pula, să mă duce înapoi. Yeah! We are the champion. We are the champion. Da. M-am trezut și din viață zi grasul deja în spate, deci o văzut mașina. Zic, hai că țin telefonul jos, nu-ți dai seama că filmeze, își venim cu măsă de așa. N-am tot, domn. Yes! Am fost... Alinu! Fă cu mâna de sus! Hai să vezi cavă întriul de sus, bă! Orașul de sus, Coventry! Hihi! Soții mă astea și eu acasă. Sunt. Ca să fie totul... Aaaa, că nu se încinge asta mai tare, mă. Ba da. Ca să fie vlogul la mișto, am început încheierea de săptămână de vlog cu vedeta vlogului. Nu așa? Hai, Hitler! Da. E luni seara, după toată treaba asta o să mă apuc să editez vlogul și să-l încarc, să-l urc, să-l pun pe YouTube. Și o veste nouă! Am vândut Rover-ul! Noua achiziție! Toyota Yaris 1.4 diesel manual. O vom prezenta în vlogul de săptămâna viitoare, care, după cum am precizat, de acum înainte vor fi toate în engleză. Alin nu știe de chestia asta, dar o să-l anunț eu în prealabil. Deci, fiți cuminți, grijă de voi și ne vedem săptămâna viitoare. Votați West Rocker! Yeah! Și Larry Good cel mai tare.